Iarna și frigul înseamnă o grijă deosebită și pentru sănătatea animalelor de companie, nu numai pentru sănătatea oamenilor. Mai rar se întâmplă însă ca deținătorii de animale să își întrețină prietenii după reguli stricte și să consulte specialistul atunci când nu cunosc amănunte despre anumite chestiuni mai delicate legate de creșterea și întreținerea patrupedelor, cum ar fi bunoară măsurile suplimentare ce trebuie luate pe timpul iernii. Am puțin clienți care conștientizează că iarna intervine în metabolismul animăluțelor și mai ales ne referim aici la faptul că trebuie să le acord o atenție specială. Ideal înainte de instalarea iernii sau cel târziu la puțină vreme după instalarea acesteia, este indicată o vizită la cabinetul medicului veterinar. Specialistul îți poate recomanda o dietă adecvată pentru câinele tău, care să prevină acumularea de kilograme în exces, în funcție de greutatea actuală, vârsta, nivelul de activitate, starea de sănătate. În primul rând, iarna trebuie să acordăm animaluțelor o hrană cu calorii mult mai multe și în al doilea rând trebuie să avem grijă la intemperiile vremii. Vorbim aici de viscol și e bine în această perioadă, da, să nu expunem animăluțe la un timp îndelungat afară, da, pentru că pot interveni multe afecțiuni. Ne referim la animalele bolnave cronice, da, care au afecțiuni ale sistemului osteoarticular, cardiaci, diabetici. Trebuie prevenit și nu trebuie ținut mai mult de 10-15 minute afară. Creșterea în greutate în timpul iernii este un fenomen comun pentru oameni și animale deopotrivă. Reducerea activității fizice, încetinirea metabolismului și consumul de alimente grase și grele sunt câțiva dintre factorii care favorizează acumularea de kilograme în plus pe durata sezonului rece. Există totuși câteva măsuri care pot fi luate pentru a preveni sau combate, după caz, creșterea în greutate a animalului de companie. E bine să lucrăm foarte mult la dietă și să mergeți la medicul veterinar și să întrebați care e mâncarea cea mai adecvată pentru acest sezon. E bine să faceți schimbări cu ei cât mai scurte, dar de mai multe ori pe zi. În același timp, țineți cont că în sezonul rece, plimbările zilnice cu câinele trebuie să devină mai scurte și mai puțin intense decât în restul anului. Însă nu reduceți într-atât de mult nivelul de activitate fizică al animalului de companie încât să favorizați acumularea de kilograme. Rețineți că metabolismul câinelui încetinește în timpul iernii, astfel că o sesiune strașnică de alergare pe zi, chiar și prin nămeți, este mai mult decât necesară pentru a-și menține vitalitatea, energia și suplețea.